Jandarmeria Galățeană îndeamnă suporterii să-și încurajeze civilizat echipa favorită, astfel încât în stadion și în afara arenei sportive să existe un climat de ordine și siguranță propice desfășurării competiției sportive. Totodată, jandarmii îndeamnă spectatorii și galeria să nu folosească materiale pirotehnice care, în afara faptului că ar duce la aplicarea unor sancțiuni pecuniare și interzicerea accesului la competițiile sportive, acestea ar putea prejudicia clubul și ar duce la o decizie a LPF de jucarea meciurilor de fotbal fără spectatori. Competiția sportivă se va desfășura începând cu ora 18, iar accesul publicului pe arena sportivă va fi permis de la ora 14:30. Recomandarea Jandarmeriei Galați este ca spectatorii să vină la stadionul Oțelul din timp pentru a evita aglomerările de persoane de la porțile de acces și întârzierea intrării suporterilor în arena sportivă. Cei 70 de jandarmi vor asigura ordinea și siguranța publică în zona imediată și apropiată a arenei sportive, înainte, pe timpul și după terminarea jocului sportiv, precum și măsurile de protecție a spectatorilor pe traseele de afluire, de fluire ale acestora din zona îndepărtată până la intrarea în arena sportivă, înainte și după terminarea jocului sportiv, acționând pentru prevenirea fenomenului infracțional și intervenind în cazul tulburării ordinii publice. Dispozitivul de control acces în stadion, îndrumare și supravegherea suporterilor este asigurat de peste 60 de lucrători ai firmei de pază și protecție contractată de organizator. Polițiștii gălățeni vor supraveghea și coordona circulația rutieră în zona arenei sportive. Participanții la această manifestare sportivă trebuie să respecte măsurile stabilite de organizatori și forțele de ordine pe traseele către locul de desfășurare al meciului, în apropierea și în incinta arenei sportive. În prezent, 4 suporteri gălățeni au aplicat măsura complementară de interdicție la competiții sportive gen fotbal, aceeași măsură fiind aplicată pentru 3 suporteri ai echipei oaspete.